Victor Parlicov este deocamdată ministru fără portofoliu. El a fost prezentat echipei de la infrastructură. Totuși urmează ca în următoarele săptămâni să fie creat de facto noul minister al energiei. Ministrul Parlicov și-ar dori să atragă și specialiști din străinătate. El a anunțat că vor fi atribuțiile noii instituții. În următoarele luni, în următoarele săptămâni, mi-aș dori să am creat ministerul funcțional, pentru că crearea unui minister, procedurile de crearea unui minister durează și evident încep cu partea procedurală de crearea ministerului, de construirea echipei. După ce avem aprobat statele de personal, vom anunța concursurile de angajare. Prioritatea noului ministru Parlicov este stabilizarea pieței de energie în așa fel ca să nu mai fie gestionată prin decizii ale Comisiei pentru situații excepționale. Contractele de gaze și energie ar trebui la fel revizuite, dar e necesară o viziune complexă care să ia în calcul situația din regiunea transnistreană. Ministrul Victor Parlicov a anunțat care vor fi atribuțiile noului minister al energiei. Tot portofoliul de energie va fi preluat de noul minister. Asta presupune gaze naturale, asta presupune energie electrică, asta presupune energie regenerabilă, asta presupune transport pe partea de combustibil, asta presupune energie termică și sistemele centralizate, asta presupune eficiență energetică. Deci toate dimensiunile astea rămân în cadrul Ministerului Energiei. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost restructurat în două instituții. Lilia Dabija a fost promovată în funcția de ministru al infrastructurii, iar Victor Parlicov a preluat noul minister al energiei.